În prima etapă a Ligii a doua, Serie a doua, Gloria Bistrița s-a jucat în deplasare la Târgoviște cu nou promovat Akindia Târgoviște. Partida s-a disputat pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște și a fost arbitrată de brigada de arbitri formată din Cristian Georgescu, Bogdan Velicu, Andrei Simonis, Claudiu Baboia, observator delegat Nicolae Pantea pentru joc și Silviu Crângașu pentru arbitri. Primul 11 trimis de antrenorul Silviu Dumitrescu în teren a fost Perianu, Pătru, Rădoi, Carnariu, Dobre, Anton, Honciu, Șerban, Cherchez, Radu Verdeș, iar 11 de Bistrița trimis la atac de Nicolae Manea a arătat astfel Albuț, Tudose, Frăsineanu, Năstase, Costache, Peteleu, Mărginean, Anton, Velvovic, Predescu, Silvășan. În minutul 13, Predescu a deschis scorul pentru Gloria Bistrița cu un șut din lovitură liberă de la 18 metri. Replica târgoviștinilor a venit în minutul 25, când Radu a reușit egalarea cu un șut din interiorul careului la colțul lung. Atât bistrițenii cât și dâmbovițenii au avut ocazii reale de a puncta, însă la pauză tabela de marcaj ne-a arătat scorul de 1-1. În repriza secundă, Chindia a avut nenumărate ocazii de a conduce pe tabelă, însă ghinionul nu le-a dat pace. Mai mult, pe final de meci se pare că târgoviștenii nu au beneficiat de un penalti, dar câteva minute în urmă și bistrițenilor le-a fost anulat un gol, considerându-se offside. Fierul final a anunțat o remiză, Chindia Târgoviște, Gloria Bistrița, scor 1-1.